Compania Medicales, formată din 5 clinici, cu experiență în domeniul imagisticii medicale în decurs a 11 ani, în parteneria cu firma de aparatură medicală General Electric, dispune de multiple sisteme de operare pentru efectuarea examinărilor prin rezonanță magnetică, ce au adus în decursul acestor ani un aport important în a oferi pacienților cu diferite patologii servicii imagistice de calitate premium. Sistemul General Electric Signa Voyager a fost achiziționat în anul 2018. Acesta a adus o reală creștere a calității examinărilor efectuate în clinica noastră și în consecința interpretărilor rezultate în urma acestor examinări. Patologia pe care o abordez cu predilecție în cadrul clinicii este cea oncologică și în sfera ginecologică. Avem un număr foarte mare de paciente din țară și din străinătate care ni se adresează pentru examinări IRM dedicate diagnosticului endometriozei. În evaluarea acestor paciente și a pacienților oncologici, sistemul și-a arătat în nenumărate rânduri superioritatea, imaginile obținute fiind de o calitate excepțională, care oferă medicului examinator detalii de multe ori esențiale în diagnosticul și tratamentul ulterior. Pentru diagnosticul endometriozei este deosebit de importantă o bună diferențiere a structurilor anatomice și obținerea unor imagini foarte detaliate, leziunile fiind frecvent omise din cauza unei examinări suboptimale. Secvențele propeller folosite cu rezoluție înaltă reușesc să reducă artefactele generate de mișcările peristaltice și să ne ofere exact gradul de detaliu de care avem nevoie pentru a pune un diagnostic cât mai corect și complet. Clinica Medicales a ales achiziționarea sistemelor de operare General Electric, având în vedere în primul rând importanța valorii diagnostice a examinărilor imagistice prin realizarea unor imagini și examinări de calitate superioară. Sistemul a adus un plus semnificativ în a oferi pacienților un confort suplimentar în timpul examinării, atât datorită aperturii mari a acestuia, respectiv datorită posibilității de a efectua examinări IRM optime, cu timp redus de examinare și o calitate excelentă a imaginilor. Nu în ultimul rând, un mare avantaj îl reprezintă diametrul larg al tubului și numărul crescut de canale al antenei din masa aparatului și a celei utilizate pentru examinarea regiunii pelvine. Acestea ne permit să realizăm o examinare cât mai confortabilă pentru paciente, chiar și pentru cele ce suferă de claustrofobie. De asemenea, sistemul Signa Voyager este echipat cu o serie de antene de diferite dimensiuni în funcție de constituția pacienților și pentru a acoperi o gamă largă de patologii, cum ar fi antenele de tip flex, care prezintă dimensiuni diferite, utile în patologia musculoscheletală, potrivite oricui tip de pacient, indiferent de greutate sau înălțime. Un beneficiu suplimentar, atât în confortul pacientului, cât și în vederea unei poziționări corecte și optime, îl constituie suportul cervical confortil, ce permite examinarea pacienților cu grade diferite de cifoscolieză, pacienți de altfel dificil de poziționat și respectiv de examinat. Antena pentru examinări cerebrale, cu dimensiuni mai mari comparativ cu alte sisteme, permite de asemenea efectuarea de examinări pentru pacienți cu anatomie diferită sau modificată, dificil de examinat cu ajutorul celorlalte tipuri de antene similare. Sistemul a fost o investiție care a avut ca țintă, în primul rând, beneficiul pacienților și experiența noastră dovedește că am reușit să ne atingem această țintă. Importanța rolului diagnosticului imagistic a crescut foarte mult în ultimii ani și este în continuă creștere. Un tratament bun începe cu un diagnostic bun și un diagnostic bun are la bază o examinare de calitate. Sistemul ne oferă nouă tocmai această fundație atât de necesară pentru performanță. Nu în ultimul rând, sistemele de operare Signa Voyager oferă o calitate superioară a imaginilor cu detalii anatomice exacte și reducerea diferitelor tipuri de artefacte suprapuse cu ajutorul secvențelor propeller, îmbunătățind semnificativ valoarea diagnostică a examinărilor prin rezonanță magnetică comparativ cu celelalte sisteme.